Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi, toată ziua să am grijă să mă lepăd de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac și astfel, ținând la mine, te pierd pe tine. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea prea sfânt numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată, mint în tot ceasul. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimii le-au pus tină pe ochiul minții, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre și toate împreună au făcut temnița în care te ținem bolnav, flămând și fără haină, și așa risipim în deșertăciuni zilele noastre, umiliți și dosădiți până la pământ. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniței în care te ținem, aprinde dragostea ta în inimile noastre, arde spinii patimilor și fă lumină sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino și te sălășluiește întru noi, împreună cu Tatăl și cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea noastră rămân pe jos neputincioase. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârșiți suntem, cât ești de aproape de sufletele noastre și cât te depărtăm prin minciunile noastre, ci luminează lumina ta peste noi, ca să vedem lumea prin ochii tăi, să trăim un veac prin viața ta, lumina și bucuria noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.